În primul rând să vă spun bună ziua, bine ne-am reîntâlnit după un an de zile. Nu știu dacă noi am avut puține ocazii așa să ne întâlnim în această formulă. În cursul anului evident că am avut mereu comunicate, intervenții. Din păcate, ultimele au fost așa din acele care ne-au dat de lucru și nouă, cu acești constructori care, de fapt, nu respectă nimic. Ei se consideră undeva pe arătură, pe câmp. Dar, mă rog, asta este un alt capitol și nu vreau să-l discut acum, asta a fost așa ca o paranteză. Anul 2019, ce să vă spun, a debutat cu un prima zi chiar cu modificările legislative, sunt convins că știți, modificări legislative care ne-au impus să schimbăm efectiv strategia pentru 2019. A trebuit de nou să recreionăm bugetul de venituri și cheltuieli, în așa fel încât să ne readaptăm la condițiile impuse legislativ. Ordonanța 114, care ne-a bulversat în sensul ăsta, cred că a fost bulversat inclusiv legislativul, pentru că în același trimestru, trimestru 1, a mai venit o altă ordonanță care modifică pe acea 1114, ordonanța 19. În final am reușit cu 1 aprilie să implementăm această ordonanță, care se pare că nu va rezista decât până la finele anului, sau probabil, în mod sigur, până la, mai mult ca sigur, până la 31 decembrie. Astăzi vom afla. Deci, pot să vă spun că a fost un an solicitant cu multe, prea multe provocări, la care noi ar trebui să găsim soluții din mers, pentru ca să ne menținem standardul. Aș putea spune acum, la final de an, că am reușit în final să ne atingem tot ce am creionat noi la început de an. Dacă luăm pe componenta investiții, pentru că noi avem câteva componente care determină și definesc, de fapt, activitatea companiei Gaz Est. Pe investiții am realizat circa 30 de kilometri de rețea. Am facilitat accesarea abonaților la această rețea de gaze. Deci cam circa 1400 de abonați s-au acordat, cu potențial pentru viitori abonați pe aceste rețele de distribuție. Am reușit să ne menținem portofoliul de clienți pe componenta furnizare, și când spun aceasta mă refer în mod special la abonații din afara distribuției Gaz Est, abonații din toate județele țării, o parte din abonații din toate județele țării avem, abonați care au fost adjudecați prin licitații pe bursă și pe SEAB. Acolo să știți că este o concurență acerbă, dar cu toate astea ne-am menținut undeva în top 2, top 3 și am reușit să atragem un număr semnificativ de clienți, în primul rând din sectorul bugetar, clienți foarte importanți, și aici mă refer la spitale, aeroporturi, stadioane, unități militare și alte instituții ale statului. Dacă e să vezi că capitolul investiții, aș putea să spun că am realizat, și este o mare performanță, un sistem SCADA. Am implementat deci acest sistem care monitorizează și gestionează datele la distanță, dar mai mult poate acționa prin telecomenzi închiderea de la distanță a gazelor în localitățile din mediul rural. Este, aș putea spune, o performanță în domeniu. Chiar în aceste zile s-au implementat și ultimele localități.
Și cred că pentru noi, cei din Gaz Est, este o mare realizare, pentru că e vorba de siguranța cetățeanului, siguranța abonatului. Cam astea sunt realizările companiei Gaz Est în 2019. Deși a fost un an solicitant, spuneam din punct de vedere legislativ, am reușit până la final să ne realizăm obiectivele propuse. Urmează 2020 cu speranța că lucrurile se vor așeza, în primul rând legislativ, ca să ne putem stabili și noi o strategie. Pentru că în domeniul energiei, să știți că trebuie să ai predictibilitate. Altfel, nu poți să stabilești strategii de azi pe mâine. Este foarte complicat, pentru că presupune angrenarea de resurse financiare, în primul rând. Ce pot să vă spun eu doar așa, un efort financiar pentru stocarea gazelor pentru 6 luni, vorbim de milioane de euro, care sunt blocați pe un interval de 6 luni de zile. Dacă e să vorbim de investiții, de asemenea, credite care trebuie să ți asigure resursa financiară pentru a dezvolta infrastructura. Și trebuie să răspunzi solicitărilor. Legislația îți impune. De asemenea, trebuie să asiguri condiții optime resursei umane. Știm cu toții că cred că nu există vreun agent economic care nu să se confrunte cu resursa umană. Trebuie să-i asiguri toate condițiile, să-i asiguri motivarea până la urmă, să-l determini ca să îți lucreze în companie. Deci, eu consider că am un colectiv foarte bun, un colectiv de oameni devotați profesiei, evident și motivați pe măsură, dar pot spune cu certitudine că suntem o familie, familia extinsă Gaz Est, care toți colegii își doresc să muncească, se simt mândri, au sentimentul ăsta de siguranță că fac parte din acest sistem energie. Iar Gaz Est se află pe podium, top 2, top 1, top 2, top 3, la nivel național, în 2019, rezultate la cele două topuri, topul național al firmelor, am obținut locul 2, de asemenea la topul organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, am obținut la fel locul 2. Ne dorim și pe viitor să ne menținem, pentru că e mult mai greu să te menții, e mai ușor să accezi. Dar consider că atunci când ai un colectiv bun, ai resursa umană, până la urmă, de calitate și un fond legislativ care să-ți permită o predictibilitate, consider că vom avea șanse să ne menținem în top. Vreau cu această ocazie să vă mulțumesc și dumneavoastră, presa vasluiană. Ați fost aproape de noi, agent economic, echidistanți și obiectiv întotdeauna atunci când a trebuit să prezentați anumite probleme cu care ne confruntăm noi și nu numai noi, și abonații noștri. Și vă doresc ca și pe viitor să fiți aceiași, să vă păstrați linia, pentru că am observat și am remarcat și nu numai eu, și acum vreau să vă felicit cu această ocazie, presa vasluiană s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat în bine, în sensul ăsta.
a început să prezinte și aspectele pozitive ale acestui județ. Și sunt numeroase. Dacă e să comparăm și cu alte județe din țară, stăm bine. Și până la urmă și lucrurile frumoase ne promovează și ne ajută. Eu personal și colegii mei au simțit acest lucru pentru că colaborăm cu foarte mulți agenți economici din toată țara, din zona de la Timișoara până unde vreți, de un capăt în celălalt al țării, abonați mari, instituții importante ale statului român și ne percep ca un agent economic, ca un operator foarte serios. Nu același lucru a fost acum câțiva ani de zile. La început, percepția era alta. Iar acum s-a schimbat și s-a schimbat în primul rând datorită presei, care a făcut un lobby până la urmă și nu numai pentru Gaz Est, pentru toți agenții economici din județul Vaslui. Și de aceea vreau să vă mulțumesc în mod special. Vă rog, dacă aveți o întrebare care mi-o pun și eu zi de zi. Gazele nu cred că se vor scumpi decât se vor reașeza la nivelul anului 2020 pentru abonații casnici. Nu știu, o ajustare. Nu știm cum va influența această abrogare a ordonanței 114. Pentru că în principiu ce se va face? Se va liberaliza prețul gazelor la nivelul producătorului, dar va fi plafonat la nivelul furnizorului. Deci, gazele pentru cetățeni vor fi plafonate la un anumit preț stabilit de guvern. Diferența o suportă pe moment operatorii și după aceea prin tarife se va recupera pe viitor. Deci nu cred că va fi o majorare a prețului la gaze în următoarea perioadă. Eu vorbesc acum pentru trimestrul 1 și trimestrul 2 al anului 2020. Nu știu ce va fi după primul semestru. Dar cred că nu vom avea niște modificări spectaculoase, în plus sau în minus. Da. Chiar vreau să vă precizez că sunt atât de conștiincioși și atât de corecți cu plata, încât chiar nu avem probleme nici cu somații de genul. Sigur că la un procent relativ mic, așa 1-2%, posibil să apară, dar nu cred că neapărat din motive, știu eu, în aceea. De multe ori acești abonați nici nu sunt în localitate. Și mai întârziu. Pentru că am și creat niște instrumente de plată care facilitează plata de la domiciliu, PayPoint-ul 1-2, deci sunt mai multe forme de, mai multe instrumente de plată și ușurează foarte mult. Nu e nevoie să se deplaseze la caseria companiei. Se anunță remorchiere. Imediat după 1 ianuarie, aveți stocul de plasme. Se anunță o iarnă grea în sensul ăsta. Vremuri grele în sensul o iarnă grea, nu? Corect. Da. Acum să știți că o iarnă normală poate fi, cu niște puseuri. Probabil vor fi niște zile din astea cu temperaturi de extreme. Pentru noi nu e o problemă, pentru că avem gazele stocate, mai cu seamă că nu am consumat acele gaze în perioada noiembrie-decembrie, gaze care încă sunt în stoc, în depozit, și trebuie să le consumăm, pentru că dacă aceste gaze le menținem pentru anul viitor, deci când spun anul viitor, după 1 aprilie, generează foarte multe costuri, stocarea în sine, costuri. Eu consider că va fi o iarnă normală, ca, dar posibil ca să fi
fie cumva, știu eu, și prin luna martie, ceva aprilie, cu temperaturi mai scăzute. Că întotdeauna noi avem aici o statistică făcută de ani de zile, când iarna începe de vreme, se termină de vreme. Când începe târziu, ajungem primăvară. Dar nu trebuie să ne speriem. Nu v-am înțeles. Desfințarea codului de dezvoltare. Știți că sunt vreo 6 primării cândva pe care pot să tragă rețele de clas prin cumpărarea acestea de codul de dezvoltare. Vreau să fie ceva. Eu nu știu prea multe legat de acest fond suveran de investiții, că despre asta vorbiți, nu? La asta vă referiți. Nu știu cum se va constitui acel fond suveran de investiții, dacă va mai funcționa. E anunță că nu mai vor investiții. Da. Probabil că se vor găsi o alte forme de a finanța aceste investiții. Important e ca acești primari, OAT-urile acelea să nu renunțe, pentru că viitorul ăsta este dezvoltarea infrastructurii de gaze, de rețele gaze, pentru că un alt combustibil mai ieftin nu va fi. Materialul lemnos, combustibilul lemnos, este din ce în ce mai scump și greu de procurat. Iar România dispune de resurse de gaze pentru mulți ani de aici încolo, care ne poate asigura o independență în condițiile în care se va exploata și zăcământul din Marea Neagră, dar nu avem infrastructura dezvoltată. Dar așa cum și alte OAT-uri și-au găsit soluții, pentru că avem atâtea localități în mediul rural în care am dezvoltat rețele de distribuție gaze. Și-au găsit au găsit resurse cumva, pentru că a dezvolta infrastructura asta de pe un an pe altul nu se poate. Este un proces de durată. În momentul în care ai demarat o investiție într-un OAT, sigur că se poate desfășura pe o perioadă de 5, 6, 7 ani. Noi avem localități încă și acum mai dezvoltăm infrastructura. Pentru că nici abonații nu se racordează imediat toți. Nu au posibilități. Percepția este alta. Și aici nu putem realiza rețele să le punem în funcțiune și să nu aibă abonați, pentru că oricum generează costuri. Costuri care, în final, sunt suportate de abonat. De abonații care se racordează. Și de aceea procesul ăsta de dezvoltare, de extindere, se face prudent, într-o manieră prudentă. Da? Și noi procedăm așa. Dar eu sunt convins că se vor găsi resursele pentru a dezvolta această infrastructură în mediul rural, așa cum ne-am propus, cum avem creionat, de fapt, prin acele proiecte care sunt deja avizate la nivelul OAT-urilor. Cât e cantitatea de comuni și cum OAT-urile aveți în așteptare? Eu cred că numai în județul Vaslui, că avem și în județul Iași, avem și spre județul Galați, deci nu numai aici. Vor fi vreo 20 de OAT-uri din astea. Păi avem rețele, deci o zonă spre Negreș, zona aceea spre Iași, care are vreo 6 OAT-uri, vreo 60 de kilometri de rețea. Sigur că sunt eforturi financiare mari. Fără ajutorul statului și fără garantarea unor credite de către stat, nu cred că se pot face aceste extinderi de rețele. Nu se pot realiza efectiv. Domnul director, foarte multe OAT-uri încearcă să se conecteze la rețeaua de gaze naturale, de distribuția gazelor naturale. Există posibilitatea fizică în județul Vaslui de a asigura gazele necesare tuturor celor care, locuitorilor de comune, care încearcă să se conecteze la rețea? Dacă e să ne referim la capacitatea de transport pe infrastructura actuală, da. Dar trebuie dezvoltată infrastructura. Pentru asta, așa cum am și mai discutat înainte, am prezentat înainte,
presupune dezvoltarea unei infrastructuri. Care... Și cât de repede se poate realiza acest desiderat? E funcție de resursa financiară. Sigur că procesul ăsta poate fi în câțiva ani, 5-6 ani, dar se poate realiza dacă dispunem de resursa financiară. În acest moment? În acest moment, noi am dezvoltat infrastructura pe zonele concesionate. Numai acest an am extins rețeaua cu 30 de kilometri și am racordat 1400 de abonați. Urmează anul viitor, avem comuna Ștefan cel Mare cu satele aferente. Și probabil în viitor, dacă vom mai concesiona și alte servicii în alte OAT-uri, vom extinde rețelele de gaze. Dar infrastructura de bază poate asigura gaze pentru acest județ. Mai puțin în zona Murgeni, Fălciu, acolo unde presupune o dezvoltare de infrastructură pe transportul de gaze, care încă e în studiu. We'll be right back.